Astăzi am să fac o plăcintă cu brânză și cu vișine. Aici am foile, am să vă las rețeta la foi în descriere. Aici am pregătit brânza cu esențuri după plac și cu ou. Am întins foaia și acum pun vișine. Aici am vișine care sunt făcute de mine. Sunt puse de mine vișine în sirop. Așa arată. Și acum pune vișinile peste foaia de plăcintă. Am pus vișine pe toată foaia. Și acum o rulez. Și o pun în tavă. Putem pune foaia întreagă sau eu, uitați, eu am să fac așa, am să o porționez așa. Și am să le pun așa în tavă. Puteți să lăsați foaia întreagă sau porționate așa. Și continui cu următoarele. Folosiți-vă de făină când întindeți foile. Fără să-mi dau seama, era radio pornit. Acum că am întins foaia, eu pun câteva linguri de pezmet pe foaie. Ca să fac straturi foaia. Pun și ulei în foaia cu ulei. Acum pun brânza. După care pun vișinile. Am pus brânza. Și acum par vișinile. Chiar dacă are și sirop, nu are nimic. Și acum rulez. Folosiți-vă de făină când întindeți foaia. Și acum împart. O pun în tavă. Așa arată și am să umplu și cu dovleac. Am bătut un ou. Acum le dau cu ou. Și cât se încălzește cuptorul, l-am pus la 15 minute. Le las aici să mai crească. Și mă duc, le pun la 180 de grade. 35-40 de minute. Și continui. Am întins altă foaie. Aceeași procedură, numai că umplutura e diferită. Pezmet. Ulei. Și acum pun dovleac. Dovleacul e călit. Întind peste tot. Am întins peste tot. Puteți să puneți nuci. Eu am nuci, dar încă nu sunt sparte. Și rulăm. Am pus scorțișoară. În dovleac e totul pregătit. L-am avut pregătit deja. Și la fel procedăm. Împart foaia. Și le pun pe tavă. Și așa continui că mai am încă o foaie. Întind și ultima foaie.
Am întins și ultima foaie, pesmet, ulei și dovleac. Întind dovleacul, e cam mult pentru că e ultimul, dar îl folosesc pe tot. Și rulez. Porționez. Le pun în tavă, după care le un cu ou. Le un cu ou și la cuptor. Cu brânză sunt deja la cuptor băgate. Le dăm și în lateral, ca să nu iasă dovleacul. Și continui. I-am terminat de dat cu ou și acolo la cuptor. Am scos plăcinta cu brânză. Așa arată, acum le dau cu zahăr pudră. Le-am dat și cu zahăr pudră, acum am să le pun pe un platou. Am scos și plăcinta cu dovleac, așa arată, am avut pofticioși care n-au rezistat și au vrut plăcintă. Le dau cu zahăr, zahăr pudră. Așadar, dragilor, am terminat și cu plăcintele, au ieșit super delicioase. Uitați cum arată, super bune. Așadar, dragilor, aceasta a fost rețeta de plăcinte cu dovleac și cu brânză de vaș și cu vișine. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, veniți cu un comentariu, cu o distribuire și abonați-vă dacă vă plac rețetele mele. Până la următoarea rețetă, vă mulțumesc, la revedere!